Salut! Salut lume, eu sunt Evi și v-am găsit la un nou tier list și de ce fac imediat un al doilea tier list după ce am făcut cu filmele DC. Odată mi s-a părut destul de potrivit să avem așa o serie cu DC și Marvel să le stabilim. În al doilea rând am postat clipul cu filmele DC tier list-ul pentru membri și am văzut că au intrat mai mulți decât intră de obicei și am zis ok, există un interes. De ce să nu fac și cu Marvel și o să mai vină un tier list și gata, lăsăm tier listurile la o parte. Sunt distractive, sunt fan, dar vreau după să le fac pe live. Deci ăsta e al doilea tier list și o să mai vină unul surpriză și la care nu vă așteptați și care o să fie și cu un invitat special. Ăla o să fie mișto. Așa că astăzi discutăm, facem un tier list cu toate filmele, serialele din MCU. Acum, dăm la o parte un mic disclaimer. Serialele care au fost inițial pe Netflix, Daredevil, Luke Cage, Iron Fist, Jessica Jones, Defenders, etc., Punisher, dăm la o parte Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, vorbim de alea de pe Disney Plus, de la WandaVision și de filmele din MCU, de la Incredible Hulk, cred, Iron Man 1, până în prezent. Mi se pare că lipsesc Black Panther, Wakanda Forever și Ant-Man 3 și serialul She-Hulk, dar o să le adresez locul cuvenit când ajung la sfârșitul tier list-ului și o să le menționez acolo. Așa că haideți să începem și să intrăm în tier list. Acest clip vă este adus de Audiosys, magazinul de echipamente audio profesionale. Săptămâna aceasta au promoții diverse din gama M-Audio și multe altele. Dacă puneți o comandă și folosiți codul NEVI23, mai primiți un discount de 10%. Bun. Acum că vedeți și voi categoriile, categoria cea mai tare, spor la cafeluță, vă urez o zi drăguță, nu se compară cu nimic sentimentul de a bea o cafea dimineața cum te trezești, este momentul ăla special al zilei. Dacă ai avut o zi nașpa, singurul moment mișto din ziua aia tot a fost că ai băut cafea de dimineață, apoi avem tier list-ul șmecherie, ok, meh, uitabil, evident, și tier list-ul cu vreau să-l uit. Și o să fie destul de tare cu ultimele două să jonglăm pe acolo. Și haideți să începem, nu sunt neapărat într-o ordine anume și haideți să le luăm pe rând. În primul rând avem filmul Civil War. Mi se pare că a apărut în 2016, înainte de Batman vs. Superman. Inițial am fost un mare fan, acum uitându-mă în spate, acum citind și comic book-ul. Da, nu e chiar aceeași treabă, dar într-adevăr e șmecherie. Nu e tier list, dar e o șmecherie cinstită, asta clar. Avengers, primul Avengers, mie personal mi-a plăcut foarte mult, l-am văzut de foarte multe ori la cinema, atunci când a apărut în 2012 parcă, îmi place, e un film solid, v-am zis că am revăzut cu Bianca toate filmele din MCU pentru că ea nu le văzuse și ne-am uitat la toate și a fost o plăcere să revăd primul Avengers, intră la spor la cafeluță, l-aș băga într-o dimineață cu cafea în față oricând. Age of Ultron, știu că nu este foarte bine primit de oameni filmul acesta și înțeleg de ce nu e la fel de bun ca primul Avengers, dar overall a fost entertaining și o să-l pun la șmecherie, dar sub Civil War. Este un Avengers totuși cinstit. Era destul de greu să vină cu un Avengers strong, mult potențial irosit cu Ultron, cam mai ar fi problema mea principală cu filmul acesta. Mai departe avem Infinity War și Endgame. Ei bine, Infinity War personal îmi place mai mult decât primul Avengers. Și Endgame îmi place mai puțin decât Infinity War, dar în continuare mai mult decât primul Avengers, cred. Jonglez foarte tare dacă mi-a plăcut mai mult ca primul Avengers sau nu, dar cred că da, cred că mi-a plăcut mai mult, deci o să-l punem aici. Mai departe avem Guardianii Galaxiei, volumul 1. Îmi place mai mult decât primul Avengers, dar nu o să-l pun peste Endgame și Infinity War. Iar Guardians volumul 2... Chiar eram curios ce părere am despre filmul acesta, că nu mi-aminteam foarte multe. Știu că mulți au plâns că parcă are prea multă comedie, chit că e bună, e mai multă decât ar trebui și nu e așa memorabil ca primul. E bine, l-am revăzut și pot să vă zic că îmi place extraordinar de mult, îmi place arcul lui Peter Quill, îmi place ce se întâmplă cu Rocket, cu Nebula, Baby Groot e adorabil, deci... Nu știu dacă mi-a plăcut mai mult decât primul Guardians, aia chestia. Dar cred că nu, cred că o să-l pun acolo. Cred că acolo merită. Mă gândeam dacă să-l pun la șmecherie, dar nu. Guardians of the Galaxy sunt Guardians of the Galaxy, acolo le e locul. Mai departe avem primul Ant-Man. În continuare, dacă mă întreb pe mine, este Ant-Man-ul meu preferat din toate cele trei lansate și mi se pare un film chiar ok, nu șmecherie, dar e un film ok.
este fun. Uneori este uitabil pentru mulți oameni. Eu nu l-am uitat. Mie mi-a plăcut foarte mult că l-am văzut și l-am mai revăzut și am o părere destul de bună. În schimb, Ant-Man and the Wasp e uitabil. În afară de Ghost, zi-mi care era al doilea villain din filmul ăsta. Că eu sincer nu mai știu. Nu te întreb ca să te testez pe tine, mă întreb cumva pe mine că eu nu mai știu. E un film într-adevăr uitabil, filmul acesta. The Wasp a fost o adiție mișto, mie personal mi-a plăcut, dar nu prea știi mare lucru. Știi că Ghost-ul să apară în Thunderbolts, parcă ceva, nu mai știu, era o chestie pe acolo, dar e uitabil rău de tot. Iar Doctor Strange, când a apărut, mi s-a părut o șmecherie și acum uitându-mă în spate și revăzându-l, mi se pare, nu știu dacă să-l pun la șmecherie în capăt de tot sau ok peste Ant-Man. Cred că o să-l pun la ok peste Ant-Man și bate foarte tare spre șmecherie, deci zic că e foarte bine. Iron Man 1, hot take, este filmul care cu adevărat m-a introdus în a fi un fanboy al acestui genre de superheroes și sunt mult prea subiectiv aici, că a avut foarte multe elemente importante în copilăria mea filmul acesta, am mai povestit de foarte multe ori. Cei care sunteți mai vechi probabil ați auzit deja povestea asta cu mine construind un costum din carton de Iron Man din cauza filmului, revăzând filmul într-una, a fost o parte foarte importantă din mine și atunci trebuie să-i dau cezarului ce e al cezarului. Dar oricum ar fi, și dacă eram obiectiv și nu mă interesa foarte tare și de impactul pe care a avut primul Iron Man, tot l-aș fi pus la spor la cafeluță sau cel mai sus în șmecherie, asta e clar. Spider-Man No Way Home. Ei bine, nici de filmul ăsta nu pot zic că știam foarte multe chestii. Again, fusese destul de uitabil și când l-am revăzut, știu de problemele lui, dar în același timp știu de punctele lui forte, acum când l-am revăzut, cum ar fi Vulture, foarte mișto. Și Spider-Man pot zic că mi-a plăcut abordarea asta, evident, nu mi-a plăcut foarte mult chestia asta cu Iron Man, dar în același timp, luând în calcul trilogia cu Tom Holland, îți dai seama că abia acum o să primim în următorul Spider-Man, acel Spider-Man, Your Friendly Neighborhood. Dar ca film mi s-a părut ok, dar parcă sub Doctor Strange. Far From Home, nu sunt un fan, mi-a plăcut destul de mult până la reveal-ul cu Mysterio, sincer. Dar și după, dacă l-accept, pot să zic că a fost aproape ok, dar o să-l pun la meh. Reveal-ul ăla, pur și simplu, mi-a amintit de faza cu mandarinul, care n-a fost pe gustul meu. Și acum avem Spider-Man No Way Home, care conține foarte multă nostalgie. În continuare, consider că e stupid tot momentul acela cu Peter Parker și Doctor Strange la începutul filmului, dar în sine a fost un film surpriză și cântărește foarte mult nostalgia și faptul că au livrat ce se zvonea că livrează și au livrat-o într-o manieră foarte mișto. Deci o să-l pun aici în capăt, la spor la cafeluță și cred că e ok acolo. Black Panther, un film de la Ryan Coogler pe care personal eu l-am apreciat foarte tare atunci, îl apreciez și acum. Un villain foarte mișto până în momentul acela. Killmonger și Vulture erau, cred că, singurii villain pe care oamenii cu siguranță îi apreciau foarte tare față de restul villainilor, asta până să vină și Thanos, evident. Și o poveste foarte mișto, o lume dezvoltată foarte mișto, acțiune faină, e pur și simplu super mișto filmul ăsta. Dar, again, nu pot să-l pun la spor la cafeluță. De obicei, astea la spor la cafeluță sunt filme pe care le-aș putea revedea și oricând. Iar Black Panther nu pot zic același lucru, deci o să-l pun la șmecherie, poate chiar peste Civil War, sincer. Mi-a plăcut destul de mult. Captain Marvel. Oh, Black Widow. Vreți să adresăm? Uite, era și Eternals. Trei filme dintr-un foc, la vreau să-l uit. Trebuia să o scot din mine. Captain Marvel este și uitabil, dar problema lui e că nu e suficient de uitabil cât să-l uit cu adevărat și vreau să-l scot din memoria mea, nu mi-a plăcut absolut deloc. Black Widow, Taskmaster-ul ăla, vai morții lui Taskmaster-ul ăla și cu
Mi se pare că în actul 3 era o schemă cu vilănul principal, că s-a dat cu parfum și nu poate să vină asta să-l atace sau mă știu ce a fost. Deci și uitabil, Black Widow, a avut, începuse strong. Mie mi-a plăcut mult începutul de la Black Widow. Mi-a plăcut când se bate cu sora acolo în casa aia, în apartamentul ăla și cu celelalte Black Widows. A avut și puncte bune, dar a avut atât de multe părți rele pentru mine că vreau să-l uit. Și bine că l-am cam și uitat. Iar Eternals, iar... Aștept să văd ce se întâmplă mai departe în Phase 5, să înțeleg și eu rostul acestor Eternals, că momentan e pomul în aer. Filmul ăsta e în aer, nu știu care e faza cu el. În schimb, hai să ne întoarcem la un film pozitiv, avem Shang-Chi. Ok, unde aș putea eu să pun Shang-Chi? Mai sus de ok, clar. E un film pe care l-aș și revedea, dar nu știu dacă e top. Dar mi-a plăcut mai mult decât Black Panther, deci o să-l pun la șmecherie sus de tot. Și acum intrăm și în seriale și avem primul serial, WandaVision. Aveți o recenzie, again, o să las o tonă de linkuri în descriere în cazul că nu ați văzut clipurile și carduri și etc. Mi-a plăcut destul de mult WandaVision ca prim serial. Mă gândeam că, ok, dacă serialul ăsta e așa, cred că o să-mi placă ideea asta de seriale. Și ulterior n-am mai fost atât de plăcut surprins, iar acum în prezent suntem mai rău decât atunci. Deci WandaVision... Nu am fost un mare fan, știu că multă lume apreciază genul acesta de serial și abordarea asta, că a fost ceva cu totul diferit, mai ales în primele episoade, și mi-a plăcut și mie. Episodul 8 sau ultimul, nu mai știu care, m-a tras destul de tare în jos, dar cu siguranță merge la ok, dar nu peste Doctor Strange, deși e cam greu să le compar cu filme, dar fuck it, I'm gonna do it. WandaVision sub primul Doctor Strange. Apoi avem The Falcon and the Winter Soldier, la care am făcut recenzie la fiecare episod în parte. E destul de uitabil. Știu că a fost ok sau meh, dar în același timp e și uitabil. Și dacă e și ok, și uitabil, și meh, o să-l pun la mijloc la meh, dar cred că peste Far From Home, honestly. Iron Man 2, iar a fost destul de meh, a avut multe ploturi împrăștiate, multe povești, povestea aceea cu tipul cu White Flash, parcă îl cheam, nu mai știu cum îl cheamă pe vilul acela, și cu cel al corporatii CEO care era Joe Spastar, cu introduce Black Widow și cu Nick Fury și povestea lui Tony Stark, relația cu Pepper, War Machine, a fost destul de împrăștiat, e entertaining pe locuri, are scene mișto, e fun de urmărit, în același timp e destul de meh. Dar parcă îmi place mai mult decât Far From Home, honestly. Iar Loki, sezonul 1, unde, na, acum toată lumea bănuiesc o să vrea să uite la Loki, că știu că a apărut Kang acolo și avem Ant-Man Quantumania, urmează să apară sezonul 2 din Loki anul acesta. Mie personal, pot zic că mi-a plăcut destul de mult Loki, îl consider chiar un serial ok, dar nu la fel de bun ca WandaVision, deci o să-l pun undeva pe la ok, dar nu știu dacă mai jos decât Homecoming. Cred că o să-l pun în capăt de tot, dar a fost un serial chiar decent. Mă așteptam mai mult, dar a livrat destul de ok. What If? Multe episoade care nu pot zic că m-au dat pe spate, un episod sau două, cel puțin ala cu Thor și Captain Marvel a fost bad pentru mine. Și ultimul episod a fost o explozie de lupte, de efecte speciale, dar nici acela nu parcă nu a funcționat așa bine pentru mine. În schimb, sunt episoade ca Doctor Strange, mi se pare că episodul 4, ala cu Zombies... Sunt câteva, și primul cu Agent Carter, care devine Captain Carter, are destul de multe episoade faine, dar în același timp și rele, deci jumii-juma. O să-l pun la ok, dar peste Loki. Asta și pentru că e mai scurt, cred, serialul ăsta, dacă pui cap la cap watch time-ul. Deci peste Loki. Hawkeye. Ei bine, serialul ăsta n-am apucat să-i fac o recenzie, i-am făcut o reacție la trailer și m-am uitat eu, pentru că eram acasă și nu puteam să filmez. Dar mie personal mi-a plăcut foarte mult Hawkeye, mai mult decât Doctor Strange, aș putea să zic chiar la șmecherie, nu știu, a fost fun rău de tot, a fost o poveste de-aia de Crăciun care, nu știu, a fost tare, plus că îmi și place Jeremy Renner și sper că e ok omul, n-am mai verificat după ce a pățit accidentul respectiv cum o mai duce, dar mi-a plăcut destul de mult Hawkeye, am fost un fan al serialului, pot să zic. Și avem Moon Knight, un alt serial care pe mine personal m-a surprins. Mi s-a părut că efectiv nu e din MCU, că parcă dintr-o dată MCU încearcă altceva. Și da, într-adevăr, are și părți mai slabe, dar ca un prim sezon într-un serial de genul cu Oscar Isaac,
pot să zic că pun la șmecherie chiar peste Hawkeye. Și avem și Iron Man 3. Ei bine, Iron Man 3, am mai zis asta în topul de filme cu supereroi și l-am pus pe Iron Man 3 la mențiune pentru că mi-a plăcut la nebunie take-ul ăsta de a-i lua armura lui Tony Stark și să vedem cum își folosește doar mintea și skillurile ca să supraviețuiască. Mi-a plăcut mult take-ul ăsta, în schimbare destul de multe părți rele, consideră cred că și cel mai slab, mi se pare mai bun decât Iron Man 2, sincer. Unde am pus Iron Man 2? Că nici nu mai știu. Ok, la meh. Eu o să-l pun la ok. Și chiar... Nu e peste Ant-Man, honestly. Dacă îl iau ca film overall, că dacă sunt subiectiv și mă gândesc doar la take-ul ăla și la execuție, care mi-a plăcut foarte mult și dau totul la o parte, îl pun la ok peste Doctor Strange. Deci poate să fie aici dacă sunt subiectiv și obiectiv mai slab ca Ant-Man sau poate chiar mai bun ca Ant-Man. O să fiu obiectiv, dar voi știți că în sinea mea l-aș fi pus la ok peste Doctor Strange. Iar Incredible Hulk l-am revăzut, tot așa că știam că vreau să fac acest tier list și n-am apucat să-l văd. Iar când că-l văzusem acum foarte mult timp, e pe Netflix în momentul de față. Și băi, a fost fun. Cât timp îl vezi pe Hulk pe ecran, a fost fun. Un Bruce Banner, Edward Norton, mi-a plăcut ca Bruce Banner, dar, again, mi s-a părut destul de slow partea aia, cel puțin începutul, o să fiți foarte confuzi, I don't know, și nu o să știți la ce film vă uitați, o să ziceți, băi, eu am dat play la Incredible Hulk, unde e Hulk, îl vrem pe Hulk, e un take interesant asupra personajului, honestly, deci o să-l pun la ok, dar sub Loki. Thor The Dark World, vreau să-l uit, e și uitabil, dar vreau să-l uit, e un film destul de bad de la MCU. Primul Thor e meh, dar cumva mi-a plăcut mai mult decât Iron Man 2, a fost o introducere mai destul de faină pentru Thor, dar aveai Iron Man 1, cred că aveai și First Avenger, nu mai știu în ce ordine apăruseră, și Thor a fost așa, a fost și mult CGI, nu arăta așa bine, mi-a plăcut ideea asta cu unworthy Thor, de la aruncă pe pământ, dar parcă sunt unele mici chestii care n-au funcționat așa bine la filmul acesta. În schimb, Thor Ragnarok este șmecherie peste Shang-Chi. Ba chiar e un film pe care l-aș putea revedea, dar nu e atât de competent ca restul de mai sus, deci o să-l pun la șmecherie, dar peste Shang-Chi. A fost mega fun. Captain America First Avenger, e bine, când am văzut filmul acesta la cinema, când eram mai mic, și nu mi-a plăcut foarte tare pentru că Captain America apare foarte târziu, dar l-am revăzut și pot să zic că primul act mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut build-up-ul și construcția personajului Steve Rogers, momentul acela iconic când se aruncă pe grenada aia, parcă e amazing. Și overall e un film destul de entertaining și structural vorbind e fine. Deci o să-l pun la ok, peste Hulk, peste Loki... Chiar și peste Ant-Man, Iron Man, o să pun aici, chiar și peste Homecoming, honestly. Winter Soldier, spor la cafeluță 100%, acum întrebarea e unde? Cred că o să-l pun peste Guardians, nu știu dacă un film ca Winter Soldier, adică filmul ăsta e și o perlă în ideea în care nu o să se mai facă în MCU, probabil filme de genul acesta. Și l-am și revăzut și a fost mult prea entertaining, a fost efectiv intrarea fraților Russo. O să-l pun aici. Le-am revăzut, am avut un timp mega fain cu Winter Soldier, a fost așa un spy movie extraordinar. Mi-a plăcut foarte mult. Doctor Strange 2, iar un film controversat, am auzit tot felul de păreri, am și o recenzie, pentru mine a fost ok spre fain. Deci... Întrebarea e, mi-a plăcut mai mult decât primul Doctor Strange? Pe partea asta de magie, de efecte, de whatever, chestii de genul ăsta, mi-a plăcut mai mult decât primul, ce-i drept. Dar ca story, care e partea cea mai importantă, mi-a plăcut mai mult primul, deci o să-l pun aici. Și da, cred că și WandaVision a fost mai captivant decât Doctor Strange 2. O să-l pun aici, cred că e ok. Thor 4, am un clip pentru membrii în care am citit The God Butcher Saga și am tras un review și mi-a zis părerile ulterior despre Thor 4. Neștiind nimic despre gore, neștiind mai nimic, neștiind source material-ul foarte bine, pentru mine a fost un film ok. Ulterior, nu pot să-l pun nici la vreau să-l uit, că are și părți distractive,
Nici nu pot zic că este neapărat uitabil, dar cumva e. O să-l pun la meh sub Far From Home. Miss Marvel am văzut un singur episod, primul episod în 4 tranșe, în 4 take-uri, acte, nu știu, 10-15 minute. Am așteptat să se termine și m-am uitat și la ultimul episod și am înțeles destul de bine povestea. Deci, cred că a fost destul de mult filler în Miss Marvel. Nu e un serial pentru mine, îi apreciez direcția, îi apreciez creativitatea, pentru că arată din nou foarte diferit, foarte childish. E clar un serial pentru copii. Nu înțeleg de ce au trebuit să facă un serial Miss Marvel ca să o introduc acum în The Marvels. Puteau să o facă în The Marvels direct. Sunt curios să înțeleg care a fost scopul acestui serial, dacă a fost atât de important pentru filmul Marvels sau pentru MCU în general. Tind să cred că nu, tind să cred că e o informație pe aici în Miss Marvel și o să fie un hint în Captain Marvel 2 sau The Marvels, cum se numește filmul ăla, și cam mai o să fie. Deci o să-l pun la uitabil. Uitabil. Sunt convins că dacă vedeam pe tot e uitabil. Așa și Hulk vreau să-l uit din tot sufletul meu. Ca să știți unde l-aș fi pus. Black Panther, Wakanda Forever l-aș fi pus la meh. Dar cred că peste Thor 4 sau sub Thor 4, oricum undeva pe acolo. Și Ant-Man 3 mi s-a părut ok, dar peste Incredible Hulk. Asta ca să ne înțelegem, să acoperim toată planșa asta. Dacă mi-a mai scăpat vreun serial sau vreun film... Dar cred că astea sunt, nu cred că mi-a mai scăpat ceva. Sincer, cred că astea au fost, nu? Dar bun, cred că ăsta a fost tier list-ul, nu? Deci, again, aștept părerea voastră în comentarii să-mi ziceți ce ați fi pus voi diferit, pentru că nu o să vă cer să-mi faceți voi tier list în comentarii, să scrieți atâtea titluri de filme. Ar fi insane munca asta și nu vreau asta. Adică puteți să faceți altceva mai constructiv cu timpul acesta pe care îl aveți, așa că până data viitoare să aveți o zi frumoasă. Eu am fost Navy și ne revedem când ne-am revedea. Pa! Spor la cafeluță!